că varietatea de demoni este diferită și în spatele fiecărui păcat sunt demoni specializați pentru domeniul respectiv. Minciuna e minciună, înșelătorie e înșelătorie, ei pot să lucreze mână-mână. Și există și demoni care pot să manipuleze pe cineva și să spună, nu există Dumnezeu. Astea sunt lucruri abstracte, ok? Care n-au nicio relevanță. Dar s-ar putea, ce face dacă sunt adevărate? Fiecare demon care activează în dreptul cuiva este specific. Nu e o combinație și acolo e o multitudine. Fiecare cu caracterul lui, fiecare cu personalitatea lui, cu scopul lui, cu targetul lui. Ei sunt foarte bine structurați. Vă spuneam înainte de emisiune că Împărăția Întunericului e structurată pe 4 nivele. Căpetenii, domnii, stăpâniri și durerea răutății și toate sunt coordonate de diavolul. El tot conduce prin abuz și depinde de nivelul ierarhic în care el este, așa lucrează. Dar atunci toate astea au scopul ca să împiedice pe oameni să apropie de Dumnezeu, să îi facă să nu creadă, să aducă tot felul de dur, de necredință, de înșelătorie.